Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi vorbi despre diferențele dintre gecko leopard și gecko african fat-tail. Gecko leopard sunt o specie terestră ce provin din zona Asiei, din Iran, Irak, Afganistan, până în nordul Indiei. Sunt o specie nocturnă, insectivoră. Se hrănesc cu greieri, insecte, gândaci, mealworms. În captivitate cel mai des se hrănesc cu mealworms, dar nu refuză și un gândac suculent. Această specie ajunge până la 20 cm. Femeile cântăresc între 50 și 70 de grame, iar masculii între 70 și 80, fiind ceva mai mari decât femelele. Aceasta este o femelă adultă, morful wild. Așa este varianta ei în sălbăticie. O femelă adultă comparativ cu mâna unui om. Este cam atât. Așa arată wild. Așa arată în sălbăticie. Specie preferă zona caldă să fie undeva la 32 de grade. Zona rece la 26, iar pe timpul nopții poate scădea și până la 16 grade, fiind o specie deșertică, dar nu vă imaginați când spun deșertică la nisip, ca în Sahara. Ele vin într-o zonă pietroasă, mai mult muntoasă, unde vegetația este mult mai puțină. Dar nu cumva să credeți că gecko leopard se țin pe nisip. Asta e cea mai mare greșeală pe care o poate face cineva. Pentru că atunci când își vânează prada sau când pur și simplu mănâncă din bol sau au acest obicei, dacă puteți observa, să adulmece mediul înconjurător, iar făcând asta pe nisip, ia cantități mici, care acestea se adună în intestinele lor, în stomac, și poate face blocaj. Iar de blocaj o poate scăpa doar veterinarul, iar noi nu prea avem veterinari specializați pe reptile în România. Și eu zic că mai bine putem evita acest lucru ținându-i pe șervețele sau dacă vreți să faceți un terariu mai natural, puteți merge pe o altă variantă, să imitați ceva sol. Dar să fie ceva solid, nu ceva ce poate mânca. Aici am o femelă normală și un mascul black hole. Ca să vedeți și diferența între femelă și mascul. Bine, asta nu e femela tocmai potrivită pentru că mănâncă ca o spartă și e foarte grasă, dar diferența se poate vedea la căpățână. Căpățâna masculină este mult mai lată și este mult mai masiv. Pe lângă femela aceasta care e grasă, dar nu e masivă, muscular cum e el. El nu e gras, el e bine cum e acum. Mai recomand la gecko leopard în fiecare terariu sau cutie, depinde în ce îi țineți, să aveți o cutie cu umiditate în care puneți cocos sau muși sau puteți să combinați, pentru că îi ajută să năpârlească. Această femeie e la năpârlire și era în această cutie. S-a băgat singură, n-am băgat eu doar să vă arăt în acest videoclip. Se vede diferența între ea și aceea. Este foarte albicioasă. Pe bot începe să desprindă. Dacă nu vreți să aveți probleme cu năpârlirea, recomand să faceți acest lucru. Plus că de obicei eu când le stropesc, să le umezesc în cutie, ei și beau apa de pe suprafața cutiei. Pentru că așa își iau gecko leopard apa. Ori și-o iau din insecte, ori și-o iau de pe marginea cutiei în captivitate sau rare ori. Sau chiar niciodată n-am văzut să bea din bol, chiar dacă eu tot le ofer un bol cu apă. Ei preferă să bea apa de pe suprafețe, de pe suprafața terariului, cutiei cu umezeală sau decorului. Deci dacă vreți să vă asigurați că gecko-ul vostru este hidratat, odată la 2-3 zile udați terariul. Gecko African Fat Tail sau gecko african cu coadă groasă
Asta ar fi traducerea motamo în română, dar nu o să folosesc această denumire pentru că sună oribil. Așa că o să zic geco-african, mai pe scurt. Este o specie originară din Africa. Seamănă foarte mult cu gecul leopard, doar că diferența pe care o vedeți și voi este că acesta nu este ca un leopard. Patternul lui este din benzi format, nu din puncte. Aceasta este varianta wild. Așa arată și în sălbăticie. Aceasta este o femelă. A depus pentru mine acum 2 ani de zile. Puii au fost incubați la Fort Alexandru. Are un pui și acum, el. Cred că l-ați văzut și într-un videoclip. Sigur a postat cu el. Ce condiții trebuie să-i oferim acestui geco? N-ar fi diferențe prea mari față de geco leopard, doar că preferă o temperatură mult mai ridicată, adică la locul cald recomand 34 de grade, iar la locul rece recomand undeva la 27-28 de grade. La fel și la acesta trebuie să aveți neapărat o cutie cu umiditate, pentru că specia asta în special preferă zonele umede, adică și în sălbăticie se găsesc în locuri întunecate și umede, acolo își petrec majoritatea timpului, ies să vâneze doar când le e foame, în rest stau. Puteți vedea că e o specie mult mai lentă decât un leopard, adică nu este agitat, nu se zbate când pun mâna pe el. Și este și mult mai micuț față decât un geco leopard. Aceasta e o femelă adultă, așa arată la maturitate. Deci mai mult de atât nu cresc femelele, cel puțin. Masculii ajung ceva mai mari. Această specie ajunge undeva la 18 centimetri. Ca și hrănire, nu diferă de geco leopard. Au cam același meniu. Această femelă se hrănește cu mealworms, ceea ce e ceva mai rar, pentru că geco african nu prea se omoară cu mealworms. Preferă mai mult greierii și insectele, în special Lateralis. Acești gândaci chiar provin din Africa, Red Runners, cei care seamănă cu gândacii de bucătărie. Așa că atunci când cumpărați un geco african, recomand să cumpărați de la cineva de încredere ca să fiți siguri că animalul este sănătos, animalul mănâncă și nu veți avea probleme cu el. Eu am avut doi. Masculul a refuzat mâncare timp de 2 ani de zile. Anul trecut l-am pierdut. Diferențele dintre un geco african și un geco leopard. Ambele femele, ambele adulte. Da, cum vă spuneam, geco leopard este mult mai agitat, pe când africanul stă pe mâna mea, n-are nicio treabă. De fapt, stă pe mâna mea și nici măcar nu vrea să-mi dea drumul, să se dea jos. Și leopardul de-abia aștepta să scape. Bine, această femeie este și ceva mai agitată, ea, mai speriată. Nu că ar fi toți leoparzi așa, dar cam asta a fost și videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dați un share, un like și ne vedem data viitoare la un nou episod.